Se discută intens în această perioadă și despre introducerea certificatului verde la locul de muncă. Mai exact, zilele acestea am văzut că se discută o regândire a certificatului verde. Cum ar trebui acestea să arate? Ce informații ne puteți da? Nu cunosc care sunt ultimele discuții cu privire la acest nou certificat verde. Știu doar că domnul ministru Rafila lucrează la un astfel de act normativ. Actul normativ care nu a trecut de Senat pentru că avea foarte multe probleme, atât din punct de vedere procedural, dar și din punct de vedere medical. Nu a trecut de Senat, este în momentul de față la Camera Deputaților, dar eu mă îndoiesc că va fi adoptat în forma inițiatorilor. Și eu cred că e necesar un act normativ nou care să țină cont de tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și acest act normativ nu trebuie să învrăjbească oamenii, nu trebuie să ne facem dușmani suplimentari în societatea civilă, pentru că știm că există și așa foarte mulți antivacciniști, există și așa foarte mulți care sunt împotriva sistemului. Dacă noi am face un act normativ care să nu țină cont de părerea societății civile, care să nu țină cont de părerea specialiștilor, cred că am greșit. Și cred că ăsta este motivul pentru care în momentul de față Ministrul Sănătății, domnul profesor Rafila, care este de specialitate și care are și experiența de la Organizația Mondială a Sănătății în spate, lucrează la un astfel de act care să producă cât mai puține tulburări în ceea ce privește acceptabilitatea în rândul populației, dar să aibă și efecte asupra pandemiei. Pentru că noi nu ne dorim un act normativ, un certificat. E greu, adică eu zic că e greșit spus certificat verde, pentru că certificatul verde este conceput de Uniunea Europeană ca un instrument care să folosească la libera circulație a cetățenilor europeni în spațiul european și în spațiul internațional, acolo unde se poate. Am văzut că și acest certificat verde există zone în care are limitări. Adică eu, de exemplu, am fost plecat weekendul trecut la Berlin cu fetele și am vrut să mergem la un eveniment. La evenimentul respectiv, la intrare, cu toate că eram toți vaccinați, aveam certificat verde, dar nu numai nouă ca români, tuturor participanților li s-a cerut test rapid la intrare la eveniment pentru a se permite accesul. Deci nu este o chestiune absolută. Și atunci zic că pentru să stabilim un set de reguli, mai bine zis, pentru a ne proteja și pentru a-i proteja pe cei din jurul nostru. Și aceste reguli, repet, aceste reguli trebuie luate trebuie adoptate în așa fel încât să fie acceptate de populație și să ne facem din societatea civilă, din români, să ne facem un aliat în combaterea pandemiei. Asta este țelul unui astfel de act. A trebuit luată în considerare o astfel de soluție, inclusiv dacă ești vaccinat, nevaccinat, să faci totuși un test rapid? Nu știu dacă testarea rapidă ar trebui introdusă ca obligativitate, indiferent dacă ești vaccinat sau nevaccinat, însă cred că testarea rapidă ar trebui să fie accesibilă, să fie accesibilă tuturor cetățenilor atunci când există suspiciune de boală sau atunci când intră într-un mediu supraaglomerat. Pentru că, așa cum știm din literatura care există și din cercetările care există, și o persoană care este vaccinată poate să transmită boala, e drept, cu o rată de infectare mult mai, cu o rată de patogenitate mult mai redusă și rată de încărcare virală mult mai redusă, corect spus.